și o să vedeți și câteva modele pentru prima oară. Deci e cu vizionare, da? E cu vizionare. Să așez mai bine. Asetua mai bine. Mai bine. Ei bine, ea ține cont de trenduri, pentru că de asta vorbeam despre ce se poartă anul. Trebuie, nu avem ce să facem. Ținem cont de trenduri, dar ce aducem? Avem o linie a noastră pe care o urmăm, ținem cont și de culori și de trenduri și de tot ce înseamnă, dar mergem pe linia noastră, simplu, feminin și de efect. Și te-aș întreba ce te inspiră atunci când te apuci, nu știu, de o colecție nouă. Nu știu ce mă inspiră neapărat, adaugând... Până la urmă trecem prin tot felul de momente în fiecare zi și poate te inspiră, nu știu, o plantă, un avion, nu știu, pur și simplu îți vin idei în fiecare zi. Sau și fiecare în zi general. Reinterpretezi ceva, în fiecare zi visezi noaptea, te trezești, mai schimbi ceva și tot așa. Cam așa funcționează lucrurile. Cel cred puțin la mine. Inspiră mult și femeia în general, pentru că ea are colecții foarte feminine, sunt foarte simple, dar au ceva special. O să le vedeți imediat. Acel quelque chose. Exact. Continuăm. Exact. Acel je ne sais quoi. Florin. Am schimbat un pic. Fetele noastre sunt pregătite și eu abia așteptam asta, voiam să vă zic. Atât de pregătit încât nici nu știe să cum intre fetele. Să vină mai repede fetele. Să vină mai repede. Sunt curios iar de materiale, de și mai ales de culori. Parochiță. Asimetrică. Asimetrică. Nu mă lăsați pe mine să vorbesc. Deja Florin știe. Din mătase. Mătase. Și iată alb pentru toamnă. Un alb ivoar, e un alb asta voiam. Dar albul cumva este tot timpul în colecțiile noastre. Da? Da. Chiar dacă e toamnă, iarnă și că general... E o rochie care merge și de un eveniment și de o ieșire la o cină. Este cât de cât acoperită, dar are o tăietură mai asimetrică. Ioana merge foarte mult pe materiale naturale. Am văzut la ea mătase, am văzut țesături de lână, am văzut brocarduri. Deci, în general, țesături din țesături materiale naturale. Cât naturale, mai mult natural, da. Și fetele foarte naturale. Da. Asta am vrut să zic, Florin. Face cum curge părul pe mătasea aceasta ivoar. Asta a fost și ideea, să păstrăm o linie a machiajului foarte naturală, dar și a coafiurii, pentru că acum, știi foarte bine, coafura lejeră primează. Mie mi se pare că mereu câștigă. Să-i spunem sarafană? Asta este o culoare care mie îmi place foarte tare în acest sezon, olivul. Este o rochie de zi, merge la birou mai ales, are o tăietură de trenci. Dar putem pleca cu ea și mai spre după amiază. Cred că putem, da. Și la un restaurant și de ce și nu la o discotecă? Puțin mai decoltată, mai tras șlițul, mai ceva, putem să o purtăm. O decoltăm cum vrem noi, nu? Evident, se trage puțin aici, se trage... Exact, și datorită, cum se cheamă la din brâu? Cordonul, centurii. Este rapid de dat jos. Știi tu? Da. Are capse la mijloc. Vis. S-a dat în 3 minute jos. Vis. 3 minute e cam mult, dar acum mi-am dat seama. Și întreb pentru un prieten, știu eu. Scuză-mă că vreau să văd dacă are Ramona ceva pe sub ăsta, nu de-aia. Nu are. Nu are, nu? Nu are. Are, mă? Are. N-are. N-are. Băi, și faci mincinul ăsta? N-ai. Stai să terminăm tura. Asta este un trench. Da. Este mai mult spre palton, un material gros. Am văzut căptușa la lână, leopard groasă. Merge și spre decembrie. Vine la noi decembrie, în ultimii ani chiar a fost cald, așa că... Și mie îmi place că Ioana l-a dus în zona de street style, pentru că l-a pus cu acest sneakers. Da, și poate fi purtat foarte ușor când mergem la birou, dacă punem și un pantalon elegant sau chiar o rochie. Deci putem schimba. Eu îl văd mai culuț cumva așa. În zona mai cool, da? Putem să-l punem ca și palton peste un training cu sneakers. Da, nu? Frumos. Perfect. Evident, este o piesă foarte versatilă pe care este, o putem duce este. În cam foarte toate piesele din colecția noastră sunt versatile. E bună, scuză-mă să te însoțesc, scuză-mă, iartă-mă. Eu zic să rămâi acolo, că stai foarte bine. Deci asta e prima paietele poziție. Din nou revin în sezonul acesta. Paietele par... Păcat că n-are microfon, că mi-a zis să-mi și potrivim. Sunt paiete astea, vine Crăciunul. Nu sunteți atenți. Pardon, de unde să auzim? Poți să faci o pirietă, te rog? Mulțumesc. Aparte. Această rochie merge în zona retro, dacă ne uităm un pic către umerii ei, anii 80. Anii 80. Exact. Mie îmi place foarte mult trendul ăsta și a revenit în acest an. Foarte bine vă asortați. Au și un efect catifelat, sunt cumva puse pe catifea, nu? Nu sunt puse pe catifea, sunt plisate. Sunt plisate și apoi dau un efect de volum. Un pic aspru la atingere. Dar trecem peste.
Oroc am mâinile muncite de la instrument, de la chitară și nu mai simt toate paietele. Da, de asta. Da, mai cercetează ca să nu rămâi cu trebuie să ieșim, mai stăm. Ieșim, nu? Ieșim. Bine. Pa. Rochia de mătase prezentă în toate colecțiile ei. Este o linie clasică, simplă, din mătase. Și dacă faci o piruetă, bună. Învârte-te. Are un fel la Marilyn Monroe, așa. Un pic, dar are niște crăpături destul de... Nu le-am văzut. Păi trebuie să învârtă. Învârte-te. Dar trebuie să o lasă să învârte. Îmi place negru simplu, întotdeauna mi-a plăcut. O piesă de care nu are vârstă, practic. Chiar... O poți purta oricând. Negru. Mătase, nu? Mătase. Ai simțit? O piruetă, te rog, așa, mulțumesc. O piruetă ca să vedem... Ce bine se decupează blondul pe negrul mătăsos. Totdeauna. Nu, am zis bine. Totdeauna. El sesizează tot timpul detaliile. Aflăm imediat. Florin este foarte atent la detalii în general, dar mai cu seamă atunci când este vorba de prezentările. Păi, îmi place și lungimea, îmi plac și tocurile, îmi plac și accesoriile, chiar dacă n-are. Nu le vezi undeva, sunt. Cercei simpli la așa și... Și culoarea părului. Și ce? Doamne ajută, puberule! N-aș putea să te însoțesc acolo, că ar trebui să cobor cu tine și trebuie să... Mai am jumătate de oră din emisiune. Termin repede emisiunea. Eu cred că ție îți place modelul, Florin. Îmi place rochia, aș vrea să modelul iau să încerc. Modelul de rochie am vrut să spun. O rochie din brocard. Știi că ești preferata mea. Care veni și această țesătură. O rochie din brocard acum. Colorată. Foarte colorată. Uh-huh. Culorile toamnei, da? Regăsim aici toate și... Toate florile toamnei. Și florile, florile da. Toamnei, bronz, văd acolo, dar... Picioare și, lungi. Și picioare lungi, da. Și puțin roz, care... Da. Rozul este culoarea sezonului. Roz liliac. Rozul acela intens. Care deci, se regăsește și pe rochia aceasta. Deci tu chiar ai ținut cont de culori, de tendințe, dar... Ai făcut așa cum spunea și Elida, să aibă acel... Acel ceva diferit. Acel ceva diferit. Asta este o rochie pe care nu accesorizăm foarte puternic, nu, pentru Elida? Că e destul de încărcată. Merge tot în zona retro, îi vedem umerii accentuați, acel triunghi inversat, specific anilor 80. Hai, alege acum. Nu te mai uita așa la... Vreau alege. Să cânt, îmi place prietena ei. V-am zis că am lansat piesa astăzi. Se potrivește perfect contextului de astăzi. Cred că îi cam place și ei. Și important e că sunt trei. Asta este. Ce alegi în am să aleg pe negru. Ți-am zis că merg pe negru. Și eu tot pe negru merg. Păi ce facem aici? Alegem amândoi negru. Păi eu la susținere. Once you go black, you can never go back. Ca să înțelegi de la mine. De asta mi-era frică. Deci concluzie. Ce purtăm în toamna asta? Imprimeuri florale. Da? Mult negru. Negru, camel, merge foarte mult și în zona de imprimeuri. Per de olive. Oliv, paietele, revin, mătasea care nu pleacă niciodată în niciun sezon. Deci astea ar fi liniile generale. Salut, domnul Dani, ce faceți? Stați, vă scuzați că n-aveți un microfon să... Dar pot să-l ajut. Pe ce culoare vă place? Aici era sondajul. Nu, s-a emoționat, domnul Dani. Noi la emisiune nu avem modă niciodată. Adică noi nu avem o rubrică de modă de care vreau să mă apuc personal, pentru că ne lipsește moda. Pubere, voi ați văzut ce frumos se îmbracă Răzvan? Noi de ce nu avem modă să discutăm lucrurile astea? Ai vrea să vorbim despre materiale, despre croi? Despre croi, despre felul în care cad paietele. Dar de ce nu vii alături de noi? Despre tiul, despre cloș, brocardă, cocardă. Și că e cu centenarul acum. Și de ce nu avem? Adică avem un scaun liber. Da? Avem aceeași echipă care, uite, Elida, ai putea să mai apari și pe la noi prin emisiune, că ne lipsește rubrica. Mulțumesc de invitație. Lipsește cu desăvârșire. Au dat un termin emisiunea la 11? De ce mai și ce? Nu. E, acum am văzut cât de târziu e. Puteți să vă înscrieți și la ucenice dacă vreți, pentru că Dani are o misiune grea acolo în juriu, unde sper să fiu și eu chemat. Nu de alta, dar mă bag și eu în seamă de la 9 mai devreme un pic. Te sun eu, Puberu, și vorbim mâine, poi mine. Mulțumim frumos, Elida, mulțumim, Ioana. Mulțumim, Diana, mulțumim, fetelor. Vă mulțumim vouă. La revedere! Ne întoarcem după pauză.